terapia de 100 de ani împreună pentru oameni, pentru viață. Esența unei depresii. Mă uitam la un moment dat, din 40 de oameni, asta înseamnă că 2 sunt depresivi. Dintr-un colectiv, cel puțin doi oameni sunt depresivi. Și te uiți de jur împrejur, îi vezi pe toți râzând și nu ai putea să spui care sunt cei doi. Depresia poate fi disimulată? Poate fi depresie mascată. Foarte mult din simptomatologie, să spunem, la unii oameni merge în zona somatizărilor. Sunt, de exemplu, în țările nordice, să zicem, sau țările asiatice, acolo foarte multe din simptome sunt fizice. Cultural, la unele popoare, cultural vorbind, e foarte greu să accepți că ești trist sau că te simți vinovat sau că te simți devalorizat. Și atunci foarte mult se somatizează povestea asta și da, suntem, din păcate, într-o contemporaneitate în care e foarte importantă masca și felul cum părem în afară. Așa că mulți oameni pe lângă care trecem pe stradă probabil că au gânduri depresive, dar nu știm asta pentru că afișează un zâmbet care a devenit un soi de, nu știu, aparență zilnică. Poți să fii depresiv funcțional, da. Să îți faci treaba, să mergi la serviciu, să-ți faci tot ce trebuie acolo, să ajungi acasă, la fel, să faci mâncare, să faci curățenie, dar să nu fii bine cu tine și ajungi în faza următoare când deja nu mai ești funcțional. Unde ar trebui să apelezi la ajutor? Păi, cred că cel mai sănătos și cel mai bine ar fi să faci asta chiar când începe povestea. Și cumva aici e o treabă de mentalitate, de educație, de un mediu cultural. Nouă ne e rușine de multe ori. De exemplu, tristețea e o emoție extrem de evitată. Oamenii se simt triști și în următoarea secundă se uită la cea pe telefon. Ne e rușine să fim triști. E ca și cum am fi judecați că nu am reușit sau ceva de genul, că am dat, nu știu, am eșuat cu viața noastră. Și atunci, multe din aceste emoții se bagă sub preș, pentru că sunt foarte sancționate social sau așa credem că sunt foarte sancționate social. Dar lucrurile ar putea să înceapă din momentele alea. Mă simt trist. Oare de ce? Ce s-a întâmplat? Uite, în ultima vreme parcă nu mai am același entuziasm. Încă n-am o depresie clinică sau severă. Dar începe așa. Depresia nu începe într-o jumătate de oră. Uneori durează săptămâni, luni de zile până se coace toată povestea asta și de foarte multe ori, cum zici, oamenii ascund aceste trăiri pentru că le e rușine, se tem de reacția celorlalți, se tem că vor fi respinși, abandonați, judecați și mai departe. Uite, ai spus o chestie legată de telefon. Suntem triști și ne uităm pe telefon. E da. Oare motivul pentru care au atât de multe vizualizări filmulețele acelea cu pisicuțe, cu lame, cu porcușori de Guinea? Nu știu, întreb. Da, e posibil, nu m-am gândit la asta. E, dar e posibil să vrei să-ți anesteziezi tristețea cu ceva drăgălășenie? Cu siguranță și de foarte multe ori lucrurile astea se fac aproape automatizat sau inconștient. Adică avem 1000 de modalități de anestezie. Putem face în câteva secunde niște scamatorii încât să uităm de tot. Gândește-te la o adicție, spre exemplu, de substanțe sau dependență de oameni sau de jocuri de noroc sau de cumpărături sau de orice altceva. Sunt niște mecanisme adictive în care oamenii își dizolvă și își anestezează instant gândurile negative și emoțiile negative. Și chestia asta se poate face în ziua de astăzi în câteva secunde sau minute. Ajunge să te uiți să dai să faci un gest și totul se schimbă, intri într-o altă lume, ceea ce e foarte periculos, cred. Sunt psihologii care ne pot ajuta, psihoterapeuții și psihiatrii. Asta este ordinea în care trebuie să ajungem la ei? Trebuie, spun trebuie pentru că depresia este o boală. Da, e important să cerem ajutor fără îndoială atunci când lucrurile ne scapă de sub control. Nu neapărat de ordine, aici e un mit, cum ar fi că, de exemplu, psihiatrii se ocupă doar de cazurile foarte grave și dacă ajungi la psihiatru înseamnă că ești un caz din ăla super grav, terminal, nu neapărat. Psihiatrii pot să vorbească cu oameni și despre lucruri care țin de problemele raționale, spre exemplu. Deci psihiatru nu este un individ care apare în scenă doar când omul e foarte grav. Sunt niște mituri, dar în general traseul e bine să fie, dacă e vorba de depresie, spre un psihoterapeut care e în măsură cumva să se uită la chestia asta într-un anumit fel profesional, iar dacă e nevoie de tratament chimic, când omul e depășit ca și resurse, terapia presupune oarecare energie, niște resurse interne, să te gândești, să analizezi, să te deschizi, să înțelegi. Ei, dacă depresia e foarte severă și oamenii sunt foarte blocați, nu mai au energie nici cât să se spele pe dinți dimineața, atunci te gândești la un tratament chimic. Și ăla e momentul care de obicei recomandă un consult psihiatric. Ca să vezi dacă există într-adevăr motive justificate pentru a începe un tratament cu antidepresive.
Ai spus că psihiatrii sunt văzuți foarte... Da, nu vreau să generalizez. Uh-huh. Unii oameni se gândesc la asta în felul ăsta. Crezi că am făcut deja un pas înainte, suntem pe cale să îi vedem pe psihiatri mai umani, niște oameni care chiar ne ajută, nu nebuni ajung la psihiatru. Aseară am avut un atelier despre rănile de abandon și respingere și în timp ce ascultam oamenii la început cum pun întrebări, am fost uluit cumva de gândul că acum 20 de ani, când începusem să-mi cochetez eu cu profesia asta, oamenii vorbeau foarte puțin despre asta. Acești oameni știau multe lucruri, împărtășeau multe lucruri despre sufletul lor, făceau legături și mi-am dat seama că s-a progresat foarte mult, inclusiv cu mentalitatea legată de psihiatri. Nu înseamnă că nu mai avem de lucru, dar realmente e o mare diferență. Oamenii încep să știe chestii, să citească, să se deschidă. Oameni care altminteri acum, nu știu câțiva ani, erau foarte opaci la asta. Doar că încă mai sunt niște probleme de mentalitate. Încet, încet se vor rezolva și ele. Literatura asta, care este oarecum de specialitate, dar care a fost îmbrăcată foarte frumos în fel de fel de cursuri, ajută? Sunt oameni care știu că nu sunt bine, nu-și pot pune singur diagnosticul depresie, deși intuiesc că ar fi vorba, dar citesc. Îi ajută, îi apropie de tratamentul de specialitate sau de specialistul care ar putea să-i conducă? Depinde ce citesc și de unde citesc. Suntem într-o epocă în care poate să scrie oricine orice. Deci informațiile nu sunt selectate de multe ori. Gândește la un adolescent, la un puș de 14-15 ani. Intră pe internet, scrie depresie și apare o chestie pe care cineva a scris-o cum că depresia e o chestie în care nu știu ce. Deci e foarte important ce citim și de unde citim. Acum, sursele astea mai medicale, mai psihiatrice, sunt mai acurate și e important să fie cumva, informațiile sunt verificate, sunt științifice. Pe de altă parte, sunt destul de aride și de neprietenoase pentru a le consuma. De aceea termenii ăștia de media, mai beletristici, nu zici sindrom de burnout, zici relații toxice, știi, cumva au prins mai ușor în populație pentru că sunt mai plastici, mai aproape de sufletul omului decât dacă zici turburare depresivă cu nu știu ce, sună mai mecanic un pic. Și atunci cred că e important să citim și beletristic și științific, dar să fim foarte atenți de surse din care luăm informația asta. Depresia nu e greu de diagnosticat, sunt destul de clare acele simptome. Sunt teste pe care oamenii pot să și le facă ei înșiși. Nu e nevoie neapărat de un specialist să facă aceste teste. Dar e foarte important să te adresezi unui om, nu neapărat pentru a pune un diagnostic care nu e greu de pus, ci pentru a obține ajutor, pentru a vindeca asta. Și cu cât se întâmplă asta mai târziu, cu atât lucrurile se complică mai mult. Odată, spuneai de cărți de specialitate și de ce le-am putea recomanda adolescenților. Ajută-mă, te rog frumos, cu o recomandare pentru adolescenți. Legat de depresie, este o carte frumoasă care se numește Demonul Amiezii. E o carte mai veche scrisă de cineva care a trecut prin această poveste. Adică o persoană care a avut aceste trăiri, a simțit lucrurile astea. E o carte interesantă, cumva e destul de provocatoare ca și, să spunem, ca și trăiri, dar e, cred, destul de aproape de esența unor trăiri din zona depresiei. Iar din punct de vedere al informației mai structurate, sunt niște manuale de psihiatrie, un manual american DSM-5 acum, de exemplu, în care sunt niște criterii destul de clare care pot fi găsite și oamenii pot să-și dea seama dacă au acele simptome cheie sau nu au acele simptome cheie. Sunt două manuale, unul european, ICD-ul și DSM-ul care e american. Și acum ne putem orienta în funcție de asta. Sigur, sunt cărți pe care le folosesc specialiștii, dar oamenii pot să-și facă o idee despre simptomatologie puțin mai structurată, să zicem, dacă parcurg niște articole de gen. Am făcut exercițiul acesta înainte de întâlnirea noastră, am căutat simptome depresie. Da. Și m-am îngrozit, pentru că dacă e câte două, trei simptome și le alături, nu-ți dă doar depresie ca posibil diagnostic, ci îți dă un cârnaț de afecțiuni, de te întrebi dacă nu e cazul să suni la 112. Da, asta e treaba unui specialist, să încerce să tragă concluzii bazate pe experiență din aceste simptome diverse și multiple. Pentru fiecare, simptomele sunt personalizate. Asta e treaba unui om care se ocupă de asta, până la urmă. E ca și cum te duce la un medic, la un internist și ai spune că te doare burta. Și omul ăla știe că acest simptom poate să apară în, nu știu, 20 de afecțiuni și știe cum să facă diferența între ele și ce analize sunt necesare ca să facă diferența între ele. Tu, cu 20 de ani de experiență în spate, cu experiența de medic-psihiatru, poți să-i citești pe oameni în momentul în care îți vine pacientul în cabinet sau în spațiul tău de lucru?
îți dai seama înainte să-ți spună? Cred că să citesc pe oameni e prea mult spus și eu încă, vezi, încă unul din miturile unui psihiatru. Am prieteni, oameni cu care sunt conectat, care câteodată se uită la mine gândindu-se că îi citesc sau nu știu, mă întâlnesc cu cineva nou și zic, ai, ești psihiatru, mă citești. Nu cred că pot să fac asta. Cred că am niște intuiții care, poate unele din ele sunt parte din personalitatea mea anterioară profesiei, altele sunt niște intuiții care s-au format de-a lungul experienței, dar n-aș face din asta un soi de, cum să spun, punct de referință fix. Adică mi se pare important să fii deschis la orice lucru și să asculți, nu să tragi o glumă. Te-am văzut cum ai mișcat mâna, am văzut că ai dat din cap așa, e clar. Astea sunt niște lucruri care sunt destul de periculoase, cred, în profesia noastră. Oamenii sunt foarte complicați. Un gest poate să însemne multe lucruri. Un gând poate să însemne un alt gând. Și atunci e foarte important, cred, în meseria asta să fii deschis și să asculți și să înțelegi că e foarte important să vezi cum se vede lumea prin ochii omului ăluia, nu cum l-ai șablonat tu conform experienței cu alți oameni care au ceva în comun cu acea persoană. Pacienții sau clienții care vin la tine, cât de deschiși sunt? Faptul că au ajuns deja în fața specialistului denotă o deschidere, dar cât de deschiși sunt să comunice ce simt de fapt? Destul de deschiși și asta spuneam, eu sunt destul de uimit și de fericit că trăiesc în zilele astea în care oamenii s-au deschis din ce în ce mai mult, vrând nevrând, pentru că s-au simțit rău și atunci cumva nevoia te împinge. Dar destul de deschiși sunt niște probleme mai delicate, cum ar fi tulburările dinamică sexuală, de exemplu, în care, nu știu, cineva, un bărbat vine și vorbim câtea ședințe și abia la nu știu câtea ședință zici, omul spune, știi, din când în când nu prea funcționează instalația, știi? Dar cumva chestia asta e omenească, e delicată. Sunt anumite teme mai greu de mărturisit sau de împărtășit. Dar, în general, oamenii vin deschiși pentru că știu că dacă nu își limitează posibilitatea de a se vindeca. Mulți spun asta. Îmi dau seama că trebuie să fiu sincer cu mine și vreau să-ți spun toate chestiile, pentru că știu că altfel nu o să funcționeze. Deci, când un om vine deja în terapie, are deja niște idei. Sigur, mai sunt cazuri din astea cu, să spunem, o dublă agendă în care soția sau soțul le-a pus în vedere că nu fac terapie, relația s-ar putea să se încheie. Și atunci oamenii vin ca să bifeze câte ședințe, să nu fie părăsiți de cineva, de obicei nu e un început bun deloc, dar se poate transforma, se poate deturna acest obiectiv superficial ulterior în altceva. Și când oamenii încep să zică, ok, cred că e interesant, aș vrea să fac asta și dincolo de amenințarea relației. E o situație care se întâmplă uneori atunci când apar divergențe în cuplu sau ceva de genul. O bucată de vreme poți merge braț la braț cu depresia, vă întrețineți. Până unde se poate merge? Când este momentul în care e musai să mergi să tratezi depresia și ce se poate întâmpla dacă nu faci chestia asta? Cred că ce e foarte particular în tulburarea asta și profund uman, asta am înțeles eu din experiența mea, e o ipoteză, o idee subiectivă. Cred că depresia e atunci când faci grevă în fața vieții tale care nu te mai reprezintă. Iar faptul că nu te mai reprezintă are o istorie amplă. De exemplu, oamenii s-au trădat în profesii care nu au legătură cu ei pentru că au avut nevoie de bani, s-au temut că dacă n-au unde să lucreze, poate n-au o funcție, poate au fost contaminați de diverse gânduri de succes sau habar n-au. Încet, încet lucrurile astea cumva ne îndepărtează de noi înșine. Stăm uneori în relații de teama de a nu sta singuri. Cumva ne vindem într-un fel sau altul autenticitatea asta datorită anxietăților noastre. Și la un moment dat viața noastră devine o viață care nu mai e de fapt rezonantă cu noi. Ei, depresia este reacția unui om care nu mai are chef să-și trăiască viața atunci când viața lui nu mai e a lui, cumva. Ori a vindeca treaba asta e mai mult decât doar să scadă niște simptome, care pot să scadă și cu un tratament antidepresiv. Lucrurile se pot rezolva, în general, la majoritatea oamenilor, dar cauza asta mai profundă și felul cum am ajuns la greva asta e foarte important de descoperit. Și atunci poți să mergi braț la braț cu depresia până când înțelegi că depresia aia nu e un dușman. Este o avertizare a sufletului tău că ceva e nevoie să fie diferit, profund diferit. Și de obicei oamenii care se vindecă dintr-o depresie schimbă destul de multe chestii. Înțeleg că au fost destul de superficiali în relațiile de cuplu, că au fost destul de, nu știu, materialiști, habar n-am. Adică trag concluzii despre ei și încep să corecteze chestii. Asta e partea mai complicată dintr-o depresie. Altminteri, episoadele dispar chiar și fără tratament.
în câteva luni de zile există o vindecare naturală. Dacă depresia nu e severă, Doamne ferește, și nu merge în ideea unui suicid, oamenii se vindecă pe moment, dar episoadele reapar. Deci după un episod, spre exemplu, șansa de recidivă e mai mult de 50%. După două episoade, undeva în jur la 80%. Și atunci lucrurile sunt tot ca un bulgăre de zăpadă, se tot amplifică, pentru că nu sunt corectate cauzele profunde. Deci matematica asta a depresiei e un pic mai complexă. Da, adică nu e vorba doar de a scăpa de niște simptome, ci de a face o profilaxie pentru episoade viitoare. Iar asta presupune a conștientiza mentalitățile noastre, schemele cognitive, atitudinile față de viață, față de noi, față de oameni, care de multe ori au rădăcini foarte adânci în traumele pe care le-am avut, în ce ni s-a întâmplat de-a lungul timpului. Unor nici nu știm despre asta. Spre exemplu, perfecționismul, hiperresponsabilitatea, factori de personalitate care predispun la depresie. Uneori oamenii sunt așa de când se știu. Au scheme din astea de eșec, de succes, de trebuie să fiu cel mai bun, de trebuie să demonstrez cuiva că valorez ceva. Nu, problemele astea de iubire de sine sunt foarte vechi uneori. Felul cum încercăm să condiționăm afecțiunea celorlalți sau felul în care ne uităm la noi înșine foarte condiționat sunt lucruri vechi. Ori ele sunt acolo, sunt factori predispozanți cu care trăim uneori de o viață întreagă. Apare un trigger. Nu? Moare cineva, ne despărțim de cineva, Doamne ferește, și facem o depresie. Și cumva decupăm din toată povestea asta doar momentul din care am început să ne simțim rău. Dar, de fapt, rădăcina e mult mai adâncă și mult mai veche de foarte multe ori. Asta e o veste care poate să înspăimânte oamenii să gândesc, wow, cât e de complicat. Pe de altă parte, e și șansa unui om de a, dincolo de a scăpa de niște simptome, de a-și îmbunătăți foarte mult perspectiva de viață. Odată cu aceste schimbări ale rădăcinilor, se schimbă foarte mult toată viața unui om. Nu doar că nu mai apare episoade depresive. Se redimensionează totul în viața unui om. Se reinventează. Ceea ce e frumos, da. De-aia mi se pare că depresia e o experiență foarte profundă a unei ființe umane și o invitație adresată la modul acut de a îmbunătăți ceva și de a debloca ceva, un potențial care nu-i trăit. O împietrire, o paralizie a ceva ce vrea să trăiască. Ce vrea să prindă viață, ceva de genul. Am urmărit o serie de reportaje, povești de succes, oameni care s-au reinventat și acum că ai spus chestia asta, am conștientizat faptul că erau niște corporatiști nefericiți care și-au vindecat problemele și au ajuns să facă ceea ce și-ar fi dorit să facă de la bun început, dar poate nu au avut curajul să recunoască. Unii s-au mutat la țară și cultivă roșii, alții cresc măgari, alții se ocupă de micile ferme ale familiilor. Da. Deci se pare că uneori vindecarea depresiei poate să fie un lucru bun sau cel mai bun lucru care ți se poate întâmpla în viață. Da, e o mentalitate foarte des întâlnită și e de înțeles omenește. Cum oamenii vin și spun, vreau să fiu ca înainte. Înainte n-aveam depresie. Dar acest înainte e ciudat, pentru că dacă înainte era tot ok, atunci nu făceam un episod depresiv. Da. De asta depresia e o șansă de a fi mai bine ca înainte. De a fi mai profund ca înainte. De a fi mai deschis ca înainte. De a fi mai conștient de tine însuți ca înainte. Nu de a te întoarce la starea anterioară, pentru că dacă te întorci fix la starea anterioară, e previzibil că într-o vreme o să fie un alt episod depresiv, până la urmă. Cristian, îți mulțumim tare, tare cu mult. Plăcere. Dragi telespectatori, puteți să o considerați nu neapărat temă de casă, dar puteți să o considerați o rugăminte de reflexie la ce simțiți și ceea ce v-ați dori să simțiți și dacă cumva suspectați, bănuiți că o depresie vă încearcă sau vă bântuie sau deja este bine instalată, încercați să luați legătura cu un specialist, cu un psihoterapeut, cu cineva în care aveți încredere și care vă poate ajuta. Cristian, eu îți mulțumesc că ai fost alături de noi și că ne-ai oferit atât de multe informații prețioase. Cu drag! Iar noi să ne revedem sănătoși!